Urmează râul și vei găsi mare. Este, dragi prieteni, un proverb din înțelepciunea indiană și l-am ales pentru o femeie deosebită, o femeie tare și tare frumoasă, femeie care a renunțat la machiaj, la carne și la supărări. Și eu azi i-am urmat exemplu, așa că nu veți speria, sunt tot eu, Ileana Rusu, doar că fără machiaj, pentru că discutăm astăzi cu filosofa și nutriționista Galina Tomaș. Bună seara, bine venit la Vorbe cu Minte! Bună ziua și bine te-am regăsit, din considerentul că ne cunoaștem de ceva timp, Da. da, și mă bucur foarte mult că m-ai invitat la emisiunea ta. Draga mea, ne cunoaștem pe când eu eram și mai tortoșic și mai slabă și pe urmă iar mai tortoșic. Tu ai rămas neschimbat. Pe cuvântul meu de onoare. Dar înainte de toate să începem cu un autoportret. Cine este azi Galina Tomaș? Cinci cuvinte cheie despre tine. Suflet. Care? Deci ai zis cinci cuvinte, că dacă dăm deci Da. explicații, atunci e mai pe lung. Suflet venit pe pământ, ca și de fapt noi toți. În scopul de a mă ajuta pe mine, de a mă cunoaște, deoarece cred cel mai mult ce am putea să facem pe pământ este de a ne cunoaște și de a ajuta pe toți cei care sunt deschiși în adoptarea stilului sănătos de viață. După care sunt mamă. Asta, deci, mă bucură foarte mult că am această șansă, fiind pe acest pământ, să fiu mamă. Este un rol foarte plăcut, foarte responsabil și am învățat multe din acest rol. După care sunt fiică, chiar dacă părinții mei deja sunt în ceruri, îmi resimt acest rol continuu, deoarece este un rol cu multe lecții, noi venind la părinții noștri pe pământ și având exemple de urmat, lecții care să le aplicăm sau să nu le aplicăm, Alegerea e noastră. alegerea noastră, Exact. da? După care sunt soră, mă bucur să am o soră minunată, mai mare decât mine, care și-a asumat toate responsabilitățile și care merge înainte. Surorile mai mari mereu merg înainte și sunt exemplu pentru cei mai mici. Eu sunt Mizina, așa. Cinci cuvinte s-au transformat în 5 minute. Da. Eu te-am întrebat. Draga mea, hai să începem cu, știi cu ce? Cu, am renunțat la machiaj, de ce? Chiar vreau să știu, de unde vine aceasta, pentru că tu erai fashionistă, tu erai lady, tu erai veșnic la 4 aci și la perfect absolut, deci erai impecabilă întotdeauna. Acum ești și mai perfect, acum ești ideală. Ce s-a întâmplat de fapt? De unde această schimbare a ta? Nu o să obosesc să spun un mare, mare, mare mulțumesc tuturor persoanelor care au fost deschise să-mi audă sfaturile, deoarece eu mereu am fost atentă la ceea ce spun oamenii. Având un parcurs deja lung, 26 de ani, în tot ceea ce înseamnă stil sănătos de viață, în momentul când am văzut că persoanele slăbesc sănătos, mâncând de 5 ori pe zi, deci făcând Sport. sport dozat, N-am mai ajuns eu la academia ta. deci Știu, urmează, deci toate instrumentele din cabinetul personal, ca să nu le dau deci acum detalii mai profunde, și în momentul când tu slăbești 50 de kilograme, și după care adaugi 50, după metodologia care eu răspund pentru ea, adică ar fi 100 de kilograme. Bine, nu pentru toate persoanele, pentru unele, adică da? tu ai avut astfel de cazuri. Da? Au slăbit după Care care. au adăugat. Deci eu mereu mi-am pus întrebări. Ce este în spate? Ce este în spate? Deci, hai că apă, am adus apă de calitate din Japonia, așa, Știu că hai ne-ai dat că odată și mie și am băut. da, hai că, De atunci deci, ești mai deșteaptă.
Tu mereu ai fost inteligentă, deoarece contează foarte mult. Nu așa, doar le-ai să fii deșteaptă, apă, le-ai dat apă, le-ai dat fel de fel de... Da, toate. Da. Și dacă tot, deci te îngraș, ce ar fi în spate? Și am accesat o zonă foarte frumoasă, deci este minunată această zonă, de a te cunoaște pe tine. Și de a te accepta. Zonă spirituală sau geografică? Stai o clipă. Începem cu spirituală. Așa. Deoarece ca să apreciez locul unde m-am născut la justa valoare, a trebuit să mă duc în India. Știu. Da. Deci și în momentul când accesezi interiorul, deci te lași așa, cum ești, de la mama natură. Și mi-a venit o întrebare în interior. Floarea se machiază pentru a fi frumoasă. Deci, și știi, s-a deschis cerul. Au fost multe întrebări care mi-au venit din interior, care mi-au dat tot mai multă lumină. Și am înțeles, de fapt, că dacă te accepți și te primești așa cum tu ești, de la mama natură, astăzi deja practic nu mai există limite. Eu nu judec pe nimeni, dar rețelele de socializare, filtre peste filtre. Asta pe lângă faptul că își pun buze, da, gene, își mai fac nu știu ce botox și tot își pun încă filtre. Da, deci, și îți imaginezi cât de tare în spate stă neacceptarea de sine. Deci un set de complexe și de frustrări agonisite. Pe parcursul vieții și nu doar. Pe care noi le scoatem în evidență chiar pe față. Și, deci, eu am fost pusă în fața situației de a oferi soluții. Cum altfel aș putea să aduc mesajul de acceptare, așa cum ești? Și iată, am găsit calea. Deci, mi-am eliminat machiaj, toate procedurile cosmetice. Asta s-a produs când într-o bună dimineață te-ai trezit și am zis că nimic nu mai fac cu fața mea. Da, da. Și având un cosmetolog extrem de bun, extrem de bun, medic, specialist, cu o experiență colosală în spate. Și am spus absolut sincer. Deci, Tatiana, deci, până aici. Deci, nici un peeling facial, nimic absolut. Doar apă? Apă, uleiuri, masaj am făcut. Deci, ca să-mi restabilesc conexiunea cu fața mea, am făcut masaj. Iarăși am găsit... Pierduse-i conexiunea cu fața ta adevărată sau cum? Dar, Ileana, în momentul când te machiezi și ai Moldova 1, Jurnal TV, Prime, zeci de proiecte, deci emisiuni, deja cunoști. Și când tu fața ta o vezi doar seara fără machiaj. Vreau să spun că și eu când mă uit la emisiunile mele, eu nu mă recunosc, asta nu-s eu, pe cuvânt. Deci se creează o decalaj atât de mare între noi, între mine cea adevărată și cea pe care o văd la ecran. Oameni buni, eu sunt așa, cu riduri, cu ce vreți, cu ciuciunioții, cu ochi boțiți, cu tot absolut. Și în momentul când tu te primești și te accepți așa cum ești, de aici începe calea, de fapt. Transformarea în armonie deja, da, când te afli în armonie. Da. Asta a fost până la plecarea ta în India sau după? Tranzitoriu. Deci a fost un proces pornit. Eu meditez de ceva timp până a pleca întreb, da, în India. Dar definitiv, definitiv deja s-a instalat această cale deja după ce m-am reîntors. Deoarece în spate, acolo mai stau frici. Pentru moldoveni, cred că frica destul de evidentă și destul de puternică, dar ce o să zică lumea? Bineînțeles. Da, dar ce o să zică? Asta e fraza care a distrus cele mai multe vise, de fapt. Da, și eu am zis așa, o să mă accepte acei care vor să mă accepte. Părul meu merită deja să nu mai fie dat sub placă de fiecare dată. Stai o clipă, adică te-a acceptat lumea doar pentru că erai o păpușică? Nu, categoric nu. Dar asta făcea parte dintr-un complex. Adică Galina Tomaș nu era percepută ca
deci fără machiaj, fără coafură. Adă-ți aminte. Galina Tomaș, ți-am zis, era de talon. Adă-ți aminte. Deci pentru Moldova 1, 2002, deci 2003, pentru ca să existe un set de exerciții de 5 minute, 5 ore filmare. 5 ore. Deci totul la perfecțiune. Eu n-am zis că asta e rău, încă o dată. Eu sub nicio formă nu zic că e rău, din cauza că avem cealaltă extremitate. Femeia care stă acasă și nu se machiază, luăm cealaltă extremitate, care nu se machiază, care nu are grijă de dânsa, care nu... Deci ea are nevoie ca să pui un pic de machiaj, adică să se echilibreze. Deci eu am cedat și la rochile creion, din considerentul că atâtea rochii creion au fost, că am nevoie astăzi de pantaloni, fuste largi. Deci eu vorbesc acum de echilibru. Echilibru este în interiorul fiecăruia. Trebuie accesat. Revenim la India. Deci tu ai fost acolo aproape o lună de zile. Da. Eu știu, cunosc mai multe femei puternice care, trecând printr-o dramă personală, se refugiază în India. Ce are țara asta? Rădăcini. Are începuturile. Deci are conexiunea conexiunea de bază. Conexiunea cu natura, ceea ce în Moldova la fel persistă, doar că noi cumva... Noi nu știm să descifrăm niște... Da, noi niște nu știm lucruri. Să descifrăm. Da. Și... Tu ai avut o dramă sau pur și simplu ai mers să te întâlnești cu un guru pe care îl urmăreai și îți plăcea? Poate s-a întâmplat ceva în viața ta. Deci, noi mereu avem ghizi spirituali. Da. În cazul meu... Și cred în cazul fiecăruia, ghizii spirituali de bază sunt neamul tău unde te-ai născut. Deoarece acolo, la bunici, străbunici, părinți, găsești calea spre lumină dacă vrei să o vezi. Dar trebuie să știi, iată așa cum ai spus, trebuie să știi să descifrezi. În momentul când am început să-mi pun multe întrebări, atunci au apărut mai multe personaje în mediul online care am început să-i urmăresc. Stai o clipă, îți puneai întrebări pentru că tu nu aveai răspunsuri, aveai de toate de fapt. În plan material asigurat, în plan personal la fel, la ce e bun aceste întrebări? De ce a trebuit să deranjezi acest confort? Din considerentul că, de fapt, în momentul când noi ne întoarcem fața către noi, apar o sumedenie de întrebări. Deci, la un moment dat, s-a întâmplat acea, nu pot să zic ruptură, deci acea transformare, din considerentul că, având și, cum ai spus tu, și pe plan profesional și pe plan personal, deci toate acoperite cumva, da. Oricum, era acel gol interior care nu puteam să spun că el nu există. Mă mințeam pe mine. Adică spiritul tău suferea, da. Era într-o suferință. Da. Deci bunurile materiale nu ne aduc armonie sub nicio formă. Eu n-am zis că ele nu sunt necesare. Bineînțeles. Dar ele nici sub... Nu există ca să-ți asigure deci confortul. Nu o spun doar eu. Nu există să-ți asigure zona ta de liniștire, de echilibru, de armonie. Da, este complicat atunci când nu ai unde trăi, de exemplu. Atunci te gândești cum să câștigi o sursă ca să... Dar în moment, eu sunt foarte, foarte recunoscătoare că am ajuns la acea saturație materială, dacă se poate de spus așa, având și casă și masă și așa de toate, și am conștientizat, de fapt am simțit că asta este ceva, dar nu atât de important și sigur nu vital. Poate ar părea straniu ceea ce spun acum, dar eu sunt sigură că mulți care caută
ajung la aceleași concluzii. Da. Eu n-am material și tot mi se pare că, că spiritul suferă, bineînțeles, pentru că și eu îmi pun foarte multe întrebări. Deci, în India ai plecat după o dramă? Sau după ce ai conștientizat că ai, nu neapărat drama legată de iubit sau de ceva, o dramă personală prin care ai trăit-o, ai trecut-o prin tine? Deci, punându-mi întrebări, atenție mare, un secret. În momentul când îți pui întrebarea de ce, faci așa și schimbi pentru ce. Și atunci te îndrepți spre lumină. Mm-hmm. Din considerentul că, de fapt, nu era un grad suficient de conexiune cu mine ca să înțeleg, mă întrebam de ce mi se întâmplă. Pe când trebuia să-mi pun atunci întrebarea pentru ce? Din considerentul că multe femei din Moldova, și nu doar, dar eu țin mult, cunoști mai bine la, țin mult la ele. Că, ai o comunitate întreagă de ani de zile. Da. Și româncile, vreau să zic că la fel, că suntem vorbitori de română, dar vorbim acum de multe femei din Moldova. Cumva noi trăim capul plecat, sabia nu taie. Deci ceva, iată, o zonă care ne caracterizează. Ne place? Nu știu dacă ne place, nu prea ne place. Dar avem alternative. Deci există, nu? Da. Și mereu avem acea decizie, alegere. În căsnicia mea au fost multe lecții de învățat, care eu, fiind acolo, nu le vedeam. Deci, nu le simțeam. Nu aveam conexiune cu ele. Și a trebuit să mă uit dintr-o parte, ca a treia persoană. Așa a fost destinul, soarta, nu știu. Deci, dar sigur, a fost spre bine. Ăsta e o clipă. Soțul tău a fost bogat material? Adică era bine asigurat? Deci, medic de înaltă categorie, un medic foarte bun, deci un om bun. Eu sunt recunoscătoare pentru căsnicia care am avut-o împreună, pentru băiatul care îl avem împreună. Deci, de fapt, în momentul când ceva nu ne reușește, nu este cauza în exterior. Deci ar fi greșit acum să spun că e de vină cineva. Nu! Deci trebuie să ne uităm doar în interiorul nostru și să vedem, dar ce lecții au fost de învățat și este important atunci când ne ducem în trecut. Nu poți să-l ștergi, deoarece ștergi înțelepciunea zilei de astăzi. Și nu poți să aduci suferința sau durerea trecutului, dar trebuie să iei lecțiile pentru prezent, din considerentul că noi am venit pe pământ nu pentru a suferi, nu pentru durere. Deci așa e de frumos pe pământ. Doar să fim în conexiune cu acest frumos. Și dacă toate lecțiile, din momentul când ai venit pe pământ, le înveți, asta ca și cum ai trece din clasa 1, în a 2, în a 3 și tot așa și tot așa. Eu iarăși revenim la plecarea ta în India. Hai, Elena. Deci am înțeles, tu a trebuit să mergi acolo să meditezi ca să înțelegi, să-ți însușești lecțiile din căsnicii. Erai divorțată când ai plecat acolo, da, sau nu? Da, erai, da, divorțată. Da. Dar oarecum mai erai în trecut, nu? Pentru că, deci, erau întrebări care țineau și de trecut, în primul rând. Motivele sunt două, și pe profesional și pe personal. Deci, pe profesional, întrebarea mea era cum pot să ajut femeile ca în momentul când slăbesc să nu se mai îngrașă, să nu mai adauge kilograme. Cum aș putea să dezghioc mai în profunzime acest subiect? Și doi, pe personal, deci cum este să
fac conexiunea deplină cu mine. În momentul când am plecat în India, organizatorul, am fost un grup de 40 de persoane, 5 moldoveni, 35 români, și organizatorul m-a întrebat, că acolo completez un formular, eu sunt, tu probabil tot, noi suntem cu franceza de la școală, nu, tu cu engleza de la școală, eu cu franceza de la școală și engleza o știu, dar nu în profunzimea profunzimilor. Și m-au întrebat, dar cum ai să înțelegi cursul? Și eu am spus, eu merg să simt. Deci așa a fost. Dar atenție mare, în momentul când m-am dus la cursul lui Sadhguru, deci am auzit... Deci ghidul spiritual Sadhguru, da? Da, am auzit fete care vorbesc în rusă. Așa. Deci Dumnezeu există, asta... A, este... și într-un fel ți-au tradus... Da, aveau, deci, traducător. Aha, perfect. Eu și mi-au oferit... Eu, din pură curiozitate, tu ai trecut cumva prin ritualul tăcerii? Cât timp a durat chestia asta? Deci nu în India. După care am revenit în Moldova, da, și am fost în România, în munți. 2 săptămâni. Ai tăcut. Tot n-ai scos niciun cuvânt. Dumnezeule. Eu cred că mă năduș acolo. Mă sufoc. Hai cu mine, că mă mai pe duc. Pe cuvântul meu. Ce se întâmplă în momentul acela? Care este? Nu știu. E foarte frumos proces. Recomand tuturor. Cred că bărbații toți își doresc ca femeile să se ducă în tăcere. Veșnicul ritual al tăcerii. Dar pentru femeie este foarte, da, foarte regenerativ. Dar erați ghidat de cineva, deci, în această, da, da, în această, da, procedură. Da. Cum se întâmplă, de fapt? Simplu se întâmplă. Deci ai un loc a tău, au fost iarăși destul de mulți oameni, separat bărbații, separat femeile. Deci ai un loc în care te așezi, te-ai așezat... Ne trezeam dis de dimineață la 4, la 4:30 deja începea procedura. Nici o vorbă, nici la micul dejun, nimic absolut. Nimic. Începea cu o meditație, probabil, da, da. Da, da, da. După care era micul dejun, pentru mine a fost foarte frumos, din considerentul că toate alimentele erau vegetariene. Real a fost frumos. Pentru cineva a fost un calvar, adică... Cine consuma, da, carne, da. Da, da. Dar pentru mine, eu deja am 8 ani de când nu mai consum carne, după periodic care... Periodic încerc și eu, dar revin, nu știu de ce. Deocamdată, da, deocamdată. Da, 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 da. Deoarece au trecut ani și după care a plecat și peștele, după care când m-am întors din India, fără să-mi planific, fără să fac ceva pentru asta, au plecat și ouăle și după care au plecat și lactatele. Astăzi mai consum din unt puțin, cred, nu iau suficient de grăsimi din avocado sau din alte produse, nuci sau organismul îmi comunică și eu sunt în legătură cu organismul, adică nu îl sufoc sau nu îl supun sau nu îl torturez prin că uite de astăzi începem așa și așa, nu. Deci trebuie pur și simplu să fii în conexiune cu el. Insula tăcerii, da? Toată lumea tăcea. Aveați ceva legat la gură? Nu. Deci dacă aveai întrebări, profesorii care erau pentru femei o doamnă, pentru bărbați un domn... Le dădeai înscris, probabil, nu? Nu, nu, nu. Deci aveai la masă, deci după ce luăm prânzul, era posibilitatea să te duci să întrebi dacă, și vorbeai, să întrebi întrebările care le ai. Dar nu uiți, în acest răstimp, nu uiți să vorbești? Nu te pierzi, nu știu cum, nu... Nu, e foarte frumos procesul și foarte regenerativ. Real recomand tuturor, din considerentul că la un moment dat în interiorul meu era așa o situație și eu am început să vorbesc cu mine. Tu ai mers atâta timp ca să ajungi la această etapă. Hai să stăm împreună. Împreună, iată, să stăm noi împreună. Noi doar avem minte, avem suflet, corp și toți împreună, să stăm noi împreună. Din considerentul că la un moment dat, așa a fost experiența mea, așa. Nu obligatoriu că pentru toată, da, lumea la fel. Deci cumva îți doreai ca să te scoli.
să te duci. A, dar să... trebuie să stai într-o poziție așezată în locușorul tău? Dacă poți lotus, e bine, dacă nu, te așezi cum... Deci erau persoane care nu puteau să stea deloc din cauza patologiilor osteoarticulare, au avut scăunele și au stat, deci... Și cum e să vorbești 2 săptămâni doar cu tine? Minunat, Ileana, minunat. Nu te contrazice nimeni, așa? Deci, e fai, tot timpul ai dreptate. Depinde, că cel mai mare, cum ai spus tu, contrazicator... Tot ești tu, de fapt. Ești, da, în interior. Așa că, deci, de fapt, tot ce avem în exterior ne reprezintă. Este după o oglindă. După asta, prima frază care a fost când ai spus-o după 2 săptămâni de ritual? Ileana, deci... Te-ai sunat copilul, probabil, presupun. Da, m-am... Dar aveai dreptul la telefoane mobile? Nu. Deci categoric, izolat total. Nu. De ce nu există și la noi o asemenea insulă? Dumnezeule. Dar în România nu-i departe. Tu de ce nu faci o asemenea școală? Deci... Tu atâtea branduri ai format în jurul tău, Dumnezeule. Galina Tomaș, deci tu ești prima nutriționistă care a lansat Academie, da? Deci, pe online, hai să ne ducem în 1998, că de acolo a pornit. Deci, de la început a fost asociația de shaping, după care a fost brandul Unica. Dar tu Unica ești, de fapt, prima care a deschis... Selele, da? Da, de shaping, exact. Ce s-a întâmplat cu afacerea ta? E adevărat că ți-a fost suflată de sub nas? Nu. Ai dat totul benevol? Da. Deci și n-am dat-o. A fost un proces, știi cum, iată, un proces natural, da? Iată, în momentul când înflorește o floare, după care înflorește, crește, înflorește, după care pleacă. Deci este un proces sănătos. Afacerea Unica Sport a existat până în pandemie. Deci, da. Până în pandemie. Și în pandemie am luat această decizie și nu a o închide, dar să fie doar în varianta online. Este vorba despre o metodologie care am început să o colectez încă fiind studentă la Universitatea de Medicină. Și iată așa, câte un pic, că meditațiile la fel sunt un instrument în acest parcurs pentru a face conexiunea cu sine și a-ți obține rezultatul dorit în remodelarea corporală. Poate doar, deci, poate autosugestii toate aceste meditații, Galina, poate nu știu, poate, da, poate ne ajută ceea în ce credem, nu? Sigur, dar în momentul când înțelegi că de fapt există Creatorul, numiți cum vreți, Dumnezeu, Univers, deci, univers, da. Deci divinitate, fiecare cu ce rezonează. Este bine ca să facem această conexiune. Iată, și întorcându-ne înapoi, au fost săli, multe săli. Multe săli, într-adevăr. Fără echipă nu faci absolut nimic. Deci a fost o echipă unită, de fete brave, care astăzi și-au calea sa. La fel sunt enorm de recunoscătoare pentru acest parcurs. Eram tinere, nu aveam experiență, dar aveam o credință mare în tot ceea ce făceam. Și au fost cel mai important, cred, în tot acel parcurs, acele rezultate, istorii de succes a persoanelor care au aplicat metodologia și au avut aceste rezultate. După care am primit o propunere ca să mergem și în România, să extindem. Eu am acceptat. A fost cea mai mare provocare din viața mea. Nu și prostie din viața. Nu. Nu. Deci, din considerentul că am învățat o lecție, iarăși, cea mai importantă. Cum să gestionez timpul, cea mai de preț resursă, deoarece eu am simțit, fiind mamă lângă copil, tu primești asta ca atare. În momentul când eu eram în România, era o durere colosală în sufletul meu, adică nici nu vreau să-mi imaginez prin ce trec femeile alte mame, exact, care las copii
pentru că am vorbit de timp, Galina, știi, cumva timpul ăsta ne obligă să luăm o pauză de publicitate. Publicitate nemachiată. Am revenit în studio la Vorbe cu Minte, discutăm două femei cele mai frumoase azi nemachiate, eu și Galina Tomaș, nutriționistă. Galina, tu cumva atunci când ai renunțat la machiaj, la carne, la supărări, ai renunțat și la alte plăceri ale vieții? Ca de exemplu? Eu nu știu. Amor, somn, nu știu, spa, orice alte plăceri ale vieții. Sex, cam ăsta, sex, nu? Și fericit ca mi-era mani când dau cuvântul ăsta. Așa. Deci, din ceea ce ai spus, practic la toate am avut o altă viziune, un alt unghi de percepție. De exemplu, somnul. Da. Somnul este foarte important pentru noi, dar nu oricare somn. Dar care? Cum dormim corect? Acel care începe de vreme și se termină de vreme. Adică dacă ne reușește să ajungem să ne culcăm la 10, 10 jumătate, cel târziu 11, asta este 10 cu plus. Mm-hmm. Și în cazul dat... Asta e de vreme la 10 jumătate seara să ne culcăm? Pentru secolul nostru, când oamenii, da, până la ora 1-2, deci asta este perfect. În varianta ideală aș zice ora 9, deoarece atunci când am fost în tăcere, noi ne culcam la 9, când ne trezeam la 4. Dar dacă ne reușește la 10, deja ne este culcăm la 7, ne trezim la 7. Deci, nu? Trezitul de vreme înseamnă și mai devreme, la 6? Da, eu aș spune așa, cu răsăritul soarelui. Deci dacă te trezești cu răsăritul soarelui, atunci ai posibilitatea ca să simți, ca să poți să te bucuri. Deci, dar iarăși, nu prin varianta impunerii, că sună ceasul și tu vrei, nu vrei, tu trebuie să te scoli. Nu ai cum să te culci la ora 12:01 și să te trezești la ora 5 și să cu fii... cu mintea limpede, da, și să fii fresh. Happy. Da, nu există. Tu nu ți ai orele necesare de regenerare. După care, sexul aici... Da, aici ne oprim mai pe îndelete, așa. Recunoștință mamei mele, care... deci mi-a transmis că această zonă este o zonă sacră. Așa, și... mă dau înapoi. N-a făcut mișcarea potrivită, da. Deci, intimitatea e un lucru sacru, bineînțeles. Da, da. Și aici eu astăzi privesc această zonă sub alt unghi, cu alți ochi și exprim recunoștință Universului pentru aceasta. Dar n-ai renunțat la sex. Nu că poate în căutarea asta de sine, nu râde Vitali, în căutarea asta de sine se poate întâmpla să te afli într-o zonă de abstinență, nu de la plăcerile trupești. De ce? Adică nu. În momentul în care vrei să-ți descoperi spiritul, trupul trece pe planul 2 sau 3. De ce? Adică n-am vorbit și așa. Da, în cazul în care simți necesitatea acestei abstinențe, atunci recomand. Fix așa cum în rest am spus că dacă simți, deci fără a te forța, fii în conexiune cu tine și vezi cum evoluează lucrurile. Noi chiar putem face ceva fără să ne forțăm, fără să fim urmăriți de cuvântul trebuie. Sigur, și recomand asta, deoarece a-ți da libertate și a simți ceea ce îți dorești fără trebuie, cred, este vital pentru oricare persoană care vrea să existe, să trăiască și, uite, am spus să existe, să trăiască. Sunt, da? Două lucruri diferite. Diferite. Exact. Există asta, a supraviețui, a trăi, a te bucura. Adică, în dependență, ce scop ai. Dacă tu îți dorești ca de fiecare dată să fii gonită și obosită. Dacă am fost și izgonite din rai, toată viața trebuie să fim gonite, nu? Avem alegere. Avem alegerea și
în cazul dat. Dar nu avem certitudinea că facem alegerea corectă sau indiferent care alegere o facem, este cea corectă. În momentul când... Ce vreau să înțeleg succesul? Filosofia ta. Da. Ce este succesul, de fapt? Eu cred că este pur și absolut subiectiv. Eu l-aș putea defini absolut subiectiv succesul. Nu știu. Deci succesul este totalitatea insucceselor. Simplu și foarte clar. În momentul când ai făcut un pas, ai căzut și ai învățat lecția, atunci ți este mai ușor să faci următorul pas. Dacă ai făcut iarăși un pas, ai căzut și ai învățat lecția nu prin suferință și durere, care o acumulezi pe parcursul întregii vieți, dar înveți din fiecare situație prin a fi în acceptare, primire, prin a fi în smerenie. Și tu eșecuri, ca să nu crezi că te mint, mi-am și notat, ai avut și niște eșecuri în viața asta, care de fapt s-au încoronat cu acest succes de care vorbești tu acum, da? Absolut. Absolut parcursul, din momentul când am venit pe pământ până astăzi, și de fapt e valabil nu doar pentru mine, dar pentru toți, nu este un eșec. Deci este un parcurs. O călătorie exact. Care, în cazul în care luăm în calcul resursa timp, înțelegem că avem puțin timp. Dar dacă noi credem în reîncarnare și ne naștem iar, nu mai avem puțin timp, se exclude fraza că avem puțin cine timp. Cine îți dă garanții că o să mă renasc chiar? Nu, că vei fi fix așa, iată, Ileana, fix în acest corp, fix cu experiența deja acumulată, fix, deci ai garanții? Dar cu o placă a memorii, indiferent, adică indiscutabil că vor apărea niște flashback prin capul nostru. Deci dacă noi vom crede continuu că... Dacă ne ascultă lumea acum, zic, știți cu este din și sectul. Deci dacă noi vom crede că pot să fac în viața asta orice, că oricum mă renasc, iarăși, atunci intrăm într-o situație foarte dubioasă. Dar dacă nu ne renaștem, ce se întâmplă cu spiritul nostru? Unde dispare? Că dacă nimic nu dispare. Noi suntem energie. Deci noi suntem vibrație. Deci și în momentul când tu faci conexiunea cu tine, corpul este doar și demonstrat științific. Un ambalaj pentru spirit. Nu zic nimic. Asta ce? Deci ceva ce nu există astăzi în știință. Astăzi totul este în știință. Știu. Este demonstrat. Deci, tot ce înseamnă, iată, pielea, asta e organul cel mai mare, da? Pielea. Da. După care toate sistemele de organe, organele, și ajungem până la celule, unitatea de structură, după care, deci, protoni, neutroni, electroni, vibrații. Deci și în dependență ce vibrație ai. Dacă este de vibrație joasă, atragi vibrația joasă care trebuie să însușești, să înveți lecții. Dacă este de vibrație înaltă, deci tot te ridici și vine mai mult și mai mult liniștea, echilibru, armonia. Și în momentul când conștientizezi că de fapt corpul este un templu care îți este dat și ești atât de norocos, norocoasă să-l ai. Experiența mea de 26 de ani vorbește că noi nu apreciem acest corp. Deci, uneori ne pare că e urnă de gunoi și aruncăm în el tot ce reușim și nu reușim. Deci, dar în momentul când tu înțelegi că este un mare noroc că tu te afli în acest corp, este de datoria noastră să depunem străduință și efort să-l păstrăm ca să ne deci alocăm spațiu din acel timp pentru misiunea noastră pe pământ. Tu ți-ai înțeles misiunea? Tu știi da, care da, este? Da, am spus-o din start. Ai știut-o de la început atunci când ai renunțat la medicină și ai pornit o altă cale? Eu la medicină n-ai n-am renunțat. Bine, în sens că nu ai mai lucrat medic în halat alb, la asta mă refer, în clinică sau în spital. Adică tu, bineînțeles... Deci, dacă vorbim de copilărie, în momentul când mă întreba cineva ce vrei să fii? Ce vreau să fiu, eu n-am spus niciodată altceva decât doctor. Adică de unde nu pot să-ți spun, doar de la Dumnezeu.
După care, în momentul când am fost studentă la Universitatea de Medicină, recunoscătoare profesorilor, deci colegilor, surorii mele. Ai făcut 6 ani sau chiar toți? 6 ani și după care masteratul și după care doctorantura încă 10 ani. Yes. Deci doctorantura a fost un parcurs frumos, deoarece loturile de studiu au fost acele femei cu care eu lucram. Este vorba despre teza mea de doctor în științe medicale, este vorba dacă numai veneam, despre... eram și eu un capitolaș în teza ta. Dar nu! Apropo, câte femei care vin la tine, urmează sfaturile și instrucțiunile care le dai tu, au renunțat și ele la machiaj? Astăzi, în echipa de ambasadori, care este o echipă internațională, sunt fete care, deci, da, nu se machiază și se simt foarte bine cu sinele. Adică... Spune-mi, te rog, neiubire de sine ne poate cumva duce spre faptul că noi tot timpul să vrem să fim machiate, să, nu știu, să ne uităm în oglindă fără machiaj, să nu ne placă de noi? Adică să nu ne acceptăm fără acest machiaj? Deci... Aici iarăși am să, iarăși o paranteză din considerentul că nu înseamnă că dacă te machiezi, asta nu te iubești. Deci nu putem pune semnul egal. Uh-huh. Eu mă machiez, eu nu mă iubesc. Nu. Este vorba de a te conecta cu tine și dacă machiajul care tu îl faci, tu îl faci că te duci la nuntă, că te duci la cumătrie, cu ocazie anumită, cu ocazie, da, că pentru cineva, dar nu pentru tine, atunci este cazul să-ți pui întrebări. Am înțeles. Este cazul să-ți pui întrebări, deoarece fiecare suflet își are parcursul său pe acest pământ. Nu, scuze, femeile din India se machiază sau nu? Care se machiază, care nu se machiază? Îmblă toate cu aici cu un, deci, un punct așa, da, roșu? Noi am văzut roșu doar în filmele indiene. Îmblă și cu alb, deci... Așa că și eu am umblat. Eu știu că acolo lumea cumva are o altă percepție a vieții, așa? Da, o altă, da, filosofie. Sunt alții. Sunt alții, dar am înțeles că stau foarte prost la capitolul igienă. E adevărat că, da, sunt cam, da, răpănoșei. Deci depinde cine și ce vede. Din considerentul că dacă vii la noi în Moldova... Dar nu am fost în India, m-aș ce să mânc numai pilaful ăla de jos. Dar pot să mânc și acasă. Când... Da. De pe frunză, cam un, da, de pe frunză. Așa. Da, era foarte, foarte interesant când prima dată frunza aceasta am văzut-o și după care am mâncat orez cu... Pe bune te întreb, tu ca și medic, ai văzut acolo, nu știu, condiții antisanitare în care, da, trăiesc? Da, am văzut, ei, am văzut. Nu pe teritoriul Isha Yoga Centru, nu, din considerentul că acolo era totul curat, dar în momentul când am fost în călătorii, deci în afara centrului, deci da, am văzut, dar depinde pentru ce te duci. Dacă te duci să vezi, iată, când vii în Moldova, dacă vii să vezi că este una dintre cele mai sărace țări de pe, nu știu, asta ce, o să vezi. Ce, asta o să vezi, dar asta nu e adevărat. Deci noi suntem o țară foarte bogată. Foarte bogată. Deci Moldova noastră e rai de pe pământ și eu sunt sigură că tot mai mult și mai mult se va vorbi despre asta. Din considerentul că aici avem aer, avem soare, avem apă păduri, avem tot. Păduri. Avem, deci... Avem guvern, avem greve. Cine avem noi? Tot avem. Depinde. Păcat ar fi să ne plângem, știi? Deci, chiar este așa. Absolut, fără glumă. Deci, la noi în Moldova este foarte, foarte bine. Tu nu te duci de aici? Nu. Că eu mă gândesc că eu pot să încep să alerg dimineața, dar mă tem că pot să alerg să fug din țară. Motiv din care mă cam abțin. Nu, acum e bine, deci, trebuie să glumesc, dar... Noi lucrăm cu întreaga echipă, cu diaspora. Uite, tu spuneai... Și zona, da, aceasta, doar să spun. Da. Noi lucrăm cu diaspora și cred și tu ai vorbit cu multă lume din diaspora și dacă spun că da, financiar cumva s-au acoperit, deci acele zone... Aici nu se acoperă. O lume goală. Da, nu se acoperă. Materialistă și goală. Nu se acoperă. Și din considerentul acesta a fost nevoie. Eu mă fac ascetă și mă duc într-un munte. La Bălăbănești, la Nisporin, cel mai înalt munte. Bineînțeles că glumesc. Tu spuneai într-un interviu că tu ai fost omul extremităților, ai deviat de la o extremă în alta. Care sunt ele? Deci... Deja tu ai le-am identificat. Deci, dintr-o doamnă de salon de 4 la 4 ace, te-ai transformat într-o puștoaică care se simte foarte ok în pantaloni largi, în fustă largă.
Eu te înțeleg, eu tot mai bine mă simt în pantaloni și în fustă largă decât o rochiță strâns pe mine, știi? Da, dar dacă este necesitatea să îmbraci rochiță, deci creion, înseamnă că trebuie să-ți oferi această șansă. Viața trece. Femeile trăiesc o listă de dorințe care le duc așa în suflet până la sfârșitul vieții și nu le mai realizează. Și de acolo vin, de fapt, acele nemulțumiri. Când s-ar părea că este vorba de lucruri atât de simple, atât de elementare. Dar, în general, viața asta, eu cred că e foarte simplă. Da, așa este. Noi stăm ca niște... și o complicăm. Ca să vedem cât de deștept suntem, noi am o rubrică cu minte. Am 10 proverbe, îți dau doar începutul. Tu le continui cum vrei tu. Hai să vedem. Primul, nu tot ce zboară... Poți da și varianta originală, dacă are vrei tu. Așa. Poate fi perceput la justa valoare. Crede ceea ce vezi, nu ceea ce... auzi. Ce a fost greu de suportat? Este simplu după de trăit. Așa-i. Răbdarea este cea mai frumoasă. Te rog de-n varianta frumoasă. Cale. Rugăciune era varianta. Rugăciune, răbdarea este cea mai frumoasă. Rugăciune, este da. Aceeași. Nu ți mânca pâinea pe masa? Vecinului. Mm-hmm. Un copac începe cu... Rădăcinile. Cu cât îți dorești mai mult? Cu atât vei avea mai mult. Îmi place. Varianta originală, de pe timpul din secolul trecut, cu atât ai mai multe dezamăgiri. Cu cât te dorești mai mult, cu atât vei avea mai mult. Când oamenii sunt liberi să facă ce vor? Pot să zboare. Știi care era varianta originală, una din legile lui Murphy? Când oamenii sunt liberi să facă ce vor, de obicei îi imită pe alții. Pierlele nu au nicio valoare. Unde? Pierlele. Diamantele nu au nicio valoare. Atunci când sunt deja la noi, ele nu au valoare. Uh-huh. Zahărul furat este... Deci, în general, ar trebui de eliminat zahărul furat. Și zahărul, dar minte cel furat. Da. Înțeles. Vezi că mintea nici nu dă rezultatele. Nu stai. Păi tu chiar nici zahăr nu consumi? Nici, dar îți faci din astea... Da, zahăr e suficient în fructe. Pentru ce să-l mai consumi așa? E moartea albă. Te rog, tu tot timpul ai fost așa suplă. S-a întâmplat vreodată să ai... Mă scuz. Drept tot timpul. Cred că se uită lumea, zice, tu mânci aer. Dar e o chestie, nu știu, genetică? Că poate fi factorul genetic și tu... Nu. Nu, deci eu în timpul sarcinei, ultima cifră la cântar care am văzut-o era 78, cu siguranță am născut cu 80 ceva de kilograme. Și de atunci ai zis că, domnule... Deci, adică dacă se mănâncă așa cum se mănâncă la noi în Moldova, cu siguranță adaug. Dar știu sigur că... Să-ți pui lacăt la gură? Nu, în cazul în care dacă să mănânc absolut tot, deci sigur mor. Sigur. Deci din considerentul că organismul meu îmi vorbește clar că produsele care îi fac rău, să nu le consum. Tu vorbeai într-o postare despre... Deși mi-am înțeles că te-ai detașat și de... Da? De rețele sociale. Nu prea stai acolo, așa mi-ai zis. N-ai treabă, dar te vedem tot timpul. Nu stai, dar te vedem. Bine, asta e deja marketingul tău. Că limbajul corpului este un instrument foarte puternic. Tu spuneai, învățăm să folosim limbajul corpului înainte de a învăța să vorbim și aparent 80% din ceea ce înțelegi într-o conversație se citește prin intermediul corpului, nu prin cuvinte, da? Trebuie să ne ascultăm corpul. Da. Este cel mai fidel prieten. Cel mai fidel prieten. Și dacă acest corp ce mâncă carne, mâncă bezea în ciocolată, mergi la bucurie, ia jumătate de magazin. Nu corpul. Dar cine zice? Mintea. Tu l-ai, Doamne. Nu corpul. Corpul e foarte simplu să-i detecți limbajul. În momentul când... constipațiile, da? Majoritatea femeilor au constipații. În special după naștere. Deci este un limbaj firesc a corpului. Durerile de spate, care astăzi iarăși sunt la majoritate. Eu acum vorbesc de limbaje foarte cunoscute. Ce înseamnă asta? Elimin anumite frici?
E la nivel psihosomatic? Da, da. Deci, hai să mergem mai departe. Starea de oboseală cronică. Iarăși este limbaja corpului. Toate deci, formațiunile benigne, care de fapt sunt cancer. Da, tumoare benigne, da. Tumorile benigne la glanda tiroidă, chisturile, deci miom la uter, deci, și etc. Corpul vorbește cu noi că ar trebui să luăm atitudine și de fapt să înțelegem că nu este calea spre lumină. Și când tu începi a-ți pune acele întrebări despre care ziceam, vine tot mai multă și mai multă lumină. Și la un moment dat, asta a fost și calea mea, îți da. Cer iertare de la corp. Da, dar noi trebuie să fim cumva pregătiți pentru aceste răspunsuri. Trebuie să fim siguri că noi vom ști ce să facem cu ele. Că dacă ne pomenim că ele ne bulversează și mai tare... În momentul în care ne punem întrebări, avem răspunsuri, ce facem mai departe? Cum poate să te bulverseze mai tare decât o viață complet exteriorizată care te bulversează atât de mult că tu nu știi a cui ești? Deci, din considerentul că nu știi când te culci, nu știi când te scoli, cu o sumedenie de responsabilități, noi cumva ne ducem spre zona de nemulțumire. Asta nu am, așa, asta da. Nu mai vreau, asta... Deci, această zonă ne ajută să ne echilibrăm. Din considerentul că când coborâm în vibrații mult prea jos, atunci ne îmbolnăvim, atunci deci putem să adăugăm masă corporală supraponderală și cel mai puțin da, ce am putea să facem, să ne ducem să mâncăm. Mai departe, noi ne ducem. Mâncatul ăsta compulsiv, când băgăm în noi și nu știu da, ce. Da, și mai departe noi ne ducem. Deja tu vorbești ca un nutriționist, probabil. Aici și mai departe, unde ne ducem? Ne ducem la țigară. Da, mai departe ne ducem unde? Alcool. Droguri. Droguri. Mai departe ne ducem unde? Nu mai zic. Deci, adică... Știi ce vreau să te întreb? Tu ai simțit vreodată conexiunea cu divinitate? Nu vorbesc acum dacă ai văzut nu știu ce, dar cumva dacă ai simțit această lumină divină că sunt peste tine, știți așa la mine, ai fost în India, ai vorbit cu guru, nu... Da, și ai tu, tăcut. Și tu bineînțeles. Poți să simți. Toată lumea poate să simte, doar să se deschide. Clar că am simțit. Toți noi putem să accesăm această zonă. Noi suntem copiii lui Dumnezeu pe pământ. Nu știu, te găleșa la mine. Parcă sunt copilă nimănui așa. Tu, pentru că te-ai orientat mai mult spre spirit, cumva ai micșorat și plata pentru serviciile tale? Deci au fost diferite situații în viață, din considerentul că a fost o perioadă când mi-am deschis cabinetul de nutriție și consultația ajunsese la 100 de euro și cineva a făcut și o glumă în direcția dată. Te duci și vorbești odată cu Galina și ți ajunge pe 2 ani. Deci, da, e de groasă ce se întâmplă, pentru că o colegă de-a mea a găsit pe cineva pe Instagram și a scădat din pură curiozitate să văd. Dar cum poți pentru 3 intervenții, pentru 3 luni de zile, să iai de la un om 1500 de euro? Explică-mi, te rog frumos. Acum, ce-s cu toate? Deci fiecare își stabilește prețul. Acum, în mediul online, noi avem prețuri foarte, foarte accesibile. Un an ajunge cu tot cu TVA la 400 de euro. Adică... Știi, doar online. Astăzi, da. Deci, nu mai ai conexiunea directă cu persoana. Ai obosit, cred că, nu? Fizică am. Da. Am consultații. Fizică. Sunt la preț absolut pământesc din Moldova. 600 de lei consultații. Adică în clinicile private la fel sunt consultațiile. Cam așa, da. Da. Adică deci, iau consultații, da, astăzi mai puține, că nu am disponibilitatea aceasta de timp, dar cine își dorește să se vadă cu mine fizic, eu sunt deschisă cu planificare. Plus mă întâlnesc săptămânal cu întreaga noastră comunitate,
într-un mediu închis, pe Zoom, da, platforma care ne asigură această conexiune. Chiar și ieri am avut astfel de întâlniri unde persoanele pot să-mi pună toate întrebările care le au, deoarece a urma calea, deci adoptării stilului sănătos de viață este o cale lungă. Iată, cel mai lung abonament care ți-am spus este de un an și se numește Curcubeu. De ce Curcubeu? Din cauza că ai posibilitatea să-ți faci cunoștință pe larg cu toate instrumentele. Iar zilnic sunt ambasadorii, care sunt fete, care au trecut prin această experiență frumoasă și sunt suflete luminoase care vor să se împartă și cu alții, deoarece e nevoie să te țină cineva de mână, să te ajute în această cale. Tu acum nu te superi niciodată pe nimeni? Pe critică, de exemplu, tu accepti critica? Critica este cel mai frumos cadou care poate să-l facă un om. Chiar dacă nu te știe și te numește cu uși cu oțet, ce de frumos! Vai! Nu este vorba de a te bucura. Este vorba de a merge în interior și a fi recunoscătoare că astăzi deja poți să ce? Să oferi înapoi înțelegere. Deoarece un om, și iarăși nu o spun eu acum, diverse surse vorbesc același mesaj. Un om care înjură, judecă, face rău, de fapt, este un om lipsit de dragoste. Oamenii pe care ne este cel mai greu să iubim au cea mai multă nevoie de dragostea noastră. Tu ai momente în care totuși apare la iveală câte o emoție negativă sau nu? Sigur, eu sunt viu. Nu știu, întreb, pentru că eu vă văd cu care discut, care au pornit calea spiritului atât de calm, atât de echilibrat, atât de armonios, mă gândesc, măi, dar oamenii ăștia se enervează vreodată, nu știu. Adică ceva îi deranjează, nimic nu vă deranjează, nimic nu vă... Percepția a rămas aceeași. Oricum vezi lucrurile, reacția s-a schimbat. Asta e tot ce s-a schimbat. Care este acum o zi de-a ta? Ce faci tu? Cel mai important lucru care îl faci? Câte ore stai în meditație, apropo? Când am început, nu puteam nici câteva minute. Acum câteva ore. Da? Fără astea în urechi de pe YouTube. Fără. Asta înseamnă altă fel de meditație. Deci meditația veritabilă. Da, stai cu tine. Stai cu tine când... Da. Eu vreau foarte mult să mă duc la acolo unde se tace. Pe hai cuvânt. Cu hai. Pe cuvânt, vreau tare. Mă, dar vin de acolo, o să vă fac pe toți îngeri. Eu îți mulțumesc că sunt recunoscătoare pentru faptul că ai venit și am stat de vorbă. Mie mi-era dor de tine. Mie la fel, deoarece nu ne-am văzut de fapt, anișori, ani, da. Ani buni și mă bucur foarte mult pentru ceea ce faci. Din considerentul că emisiunile care aduc realitatea, aduc vibrație înaltă, valorează foarte mult. Astăzi, dacă aș avea posibilitatea, atunci aș ridica toată vibrația la toată lumea ca să trăim în liniște, echilibru și pace. Doar că am învățat să respect soarta oamenilor, alegerile karma, oamenilor. Exact. Sunt niște deci, chestii. Din considerentul că fiecare și are parcursul său în această viață, recunoștință pentru invitație și echipa e minunată. Vreau să-mi dai un hashtag următorului invitat. Recomandă-mi pe cineva. Nu vine, cum o cheamă, pe amicul ăla din India. Situru, nu vine. În România. Deci, hai recomandă pe cineva. Uite, aici din spațiul nostru. E larg. Adică, nu știu... Prima care ține cap, o persoană care ți-e foarte dragă. Tu pur și simplu, deci, ai invitat foarte mulți și din considerentul ăsta, dacă... Foarte mulți. Și mai am de invitat foarte mulți, câte doi pe săptămână. De asta și spun. De asta și spun. Din considerentul că în momentul când aș vrea deci, nu știu, să numesc, atunci, cu siguranță, persoanele au fost la tine, nu da? Nu cred, de azi. Aura a fost la tine.
Nota. Așa. Da, deci, nu știu dacă da, o să vrea. Olesea? Care Olesea? De la Unica Media. Este Aura și este Olesea. Sfeclu Olesea. Deci tot îți bagi oamenii tăi, așa? Deci Unica Media este un proiect separat. Eu știu. Este un proiect fetele. Și faci deci... publicitate și nu ai voie. Și să taxeze ce au. Da, sunt de acord. Și dacă ne amendează, da, direcționăm conturile la tine. Da, bine. Draga bine. Mea, mulțumesc tare mult. Urmează râul și vei găsi marea. Înțelepciunea indiană. Într-o bună zi, eu, nemachiată, ciudățică, dar în armonie cu mine, o să ajung la insula tăcerii. Până atunci, sunt Ileana Rusu, au fost vorbe cu minte, să auzim doar de bine. Și nu uitați că numai împreună schimbăm lumea și începem schimbarea cu noi. Adevărat.